Accesul în Veneția pentru turiștii care vor să stea doar o zi se va face pe bază de bilet. Măsura intră în vigoare de la anul și va reglementa fluxul masiv de persoane care vizitează celebrul oraș. Autoritățile locale vor putea controla numărul turiștilor, în special în sezonul de vârf. Un bilet poate costa 10 euro, însă există și o serie de facilități pentru rezervări din timp. Amenzile sunt cuprinse între 50 și 300 de euro. Este posibil să fie introduse bariere la intrările în oraș pentru a implementa noul sistem de acces.